Noaptea muzeelor reprezintă un eveniment cultural prin care numeroase muzee, în parteneriat cu diverse alte instituții de cultură, își deschid în mod concomitent, anual, liber porțile până târziu-noapte. Cam fiecare an, de când s-a alăturat acestui proiect, Muzeul Dunării de Jos vă așteaptă sâmbătă, 14 noiembrie 2020, să participați la cea de-a 15-a ediție a programului european Noaptea muzeelor. Din păcate, având în vedere situația epidemiologică de pe plan local, național și internațional, precum și măsurile adoptate de către autorități din respect pentru patrimoniul cultural pe care îl administrează, ediția din acest an se va desfășura după următorul program. La ora 17 va avea loc vernisajul salonului de toamnă ediția a 4 patra la sediul Muzeului Dunării de Jos din Strada Progresul. La ora 17.30 va avea loc vernisajul online Colecție și colecționari ediția a, 6 a Artă și meșteșug în miniatură Expoziție de păpuși în costume tradiționale. De la ora 18 va avea loc lansarea online a filmului Scoarța, proiect realizat de elevii clasei a șaptea ai școlii gimnaziale numărul 1 cu Zavodă, în colaborare cu Muzeul Dunării de Jos în cadrul nopții muzeelor. Sunteți invitați să vizitați gratuit între orele 17-19 expozițiile temporare organizate la sediul Muzeului Dunării de Jos, precum și expoziția Evoluția Comunităților Umane la Dunărea de Jos, organizată la secția Arheologie din strada 1 decembrie 1918 din incinta Consiliului Județean Călăraș. Pentru protecția împotriva noului coronavirus, accesul în expoziții va fi limitat la un număr de 5 persoane simultan. Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască pe toată durata vizitei în muzeu. Pentru a oferi protecție eficace, masca trebuie să acopere nasul și gura. Asigurarea păstrării unei distanțe de siguranță de minim 2 metri între vizitatorii muzeului, respectiv între vizitatori și personalul muzeului. Vizitatorii sunt rugați să-și dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool pus la dispoziție la intrarea în muzeu. De asemenea, vizitatorii sunt rugați să nu utilizeze dispozitive interactive, filmele, fotografiile, informațiile, rulând automat. Ghidajul în expoziții este suspendat în această perioadă.